Potrivit informațiilor publicate de Banca Națională a României, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut luni la 3,02% pe an, de la 3,01% cât a fost vineri. La începutul anului 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la începutul anului 2021 se situa la 1,98%. Indicele la 6 luni utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă a urcat la 3,14%, de la 3,13% pe an cu o ședință în urmă, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 3,24% pe an, de la 3,23% cât era vineri. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor, reglementat de OUG 19 din 2019, este de 1,17% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul 3-2021, în urcare față de cel publicat în urmă cu 3 luni de 1,08%.